La Casa Comber, locuință protejată aflată sub oblăduirea Consiliului Județean, beneficiarii acestora de posturi, persoane adulte, au fost vizitate de elevii școlii generale numărul 10 din Giurgiu. Cu ocazia Zilei Internaționale de Solidaritate cu persoanele cu handicap, 20 de elevi de clasa a patra, însoțiți de învățătoarea Florina Moise și mediatorul Cristina Țăruș, au prezentat un program artistic în fața gazdelor. O vizită plină de dragoste și de căldură, vizita copilor de la școala 10, care de fiecare dată când organizăm un eveniment sunt alături de noi, au făcut o mare bucurie beneficiarilor locuințelor protejate, fiind alături de ei în această zi. De sărbătoare este ziua internațională a persoanei cu dizabilități și ne-am simțit ca făcând parte din comunitate. Beneficiarii locuințelor protejate și-au servit oaspeții cu dulciuri și au întreținut dialoguri cu tinerii vizitatori. Sediul Asociației Licurici din municipiul nostru a fost gazda unei mese rotunde, prilej cu care s-a lansat proiectul național In My Shoes, proiect cofinanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul contribuției elvețiene pentru Uniunea Europeană Extinsă. Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea premiselor de integrare socială pentru persoanele seropozitive din România. Astăzi v-am invitat pentru a vă prezenta proiectul In My Shoes în pantofii mei, de, pe care un îl derulează în parteneriat cu Asociația Un Teatru, proiect cofinanțat de Elveția prin intermediul programului de cooperare elvețiano-român. La eveniment au luat parte reprezentanții ai mai multor instituții giurgiuvene, precum Direcția de Asistență Socială Giurgiu, Inspectoratul Școlar Județean, Agenția Județeană de Ocupare și Formare a Muncii. La nivelul județului nostru sunt înregistrate 297 de persoane seropozitive, dar numărul real al acestora este mult mai mare, pentru că după testare, infestații cu HIV-SIDA se fac nevăzuți.